este informația a momentului. Atac cibernetic, 15 spitale blocate complet la această oră. Victor Vreme vine cu detalii și informații. Victor, bun găsit! Cristina, bine te-am găsit, bun găsit tuturor. Într-adevăr, discutăm despre un atac cibernetic în această dimineață la peste 15 spitale din toată țara. Cel puțin 3 sunt din București. Discutăm despre Institutul Marius Nasta, Institutul Clinic Fundeni și Spitalul de Urgență Bagdazar Arsenia. Aceste spitale au închiriate un sistem care le permite medicilor să folosească o platformă IT pentru a încărca serviciile medicale, însă această firmă care face acest sistem a avut un atac cibernetic în această dimineață și tocmai de aceea sistemele s-au blocate. Ei bine, urmează acum să se stabilească exact cum se vor face raportările și decontările serviciilor medicale, însă cert este că la Institutul Marius Nasta, dar și la celelalte spitale, informațiile pe care le avem spun clar că camerele de gardă sunt pline pentru că pacienții așteaptă încă de azi dimineață să fie admiși, ba mai mult și pacienții care au venit pur și simplu pentru analize sau alte servicii medicale stau ore în șir și așteaptă încă de azi dimineață pentru deblocare. Am încercat să discutăm și cu spitalele în cauză și ni s-a transmis faptul că până în aceste momente se confirmă informația, însă se lucrează la deblocare pentru ca pacienții să poată să aibă acces la serviciile de care au nevoie cât mai rapid.